Sunt principalele nemulțumiri ale românilor. Iată un scurt material despre ce-i doare pe ei cel mai mult. Sigur, prețurile și facturile, în primul rând. Iată despre ce este vorba. Spuneți-ne și nouă, vă rugăm frumos, ce anume, care produse s-au scumpit? Nu știu care nu s-a scumpit. Toate s-au scumpit. Toate s-au scumpit, spuneți noastră. Este excepție. Carnea, pe undeva, pulpa de porc. Nu s-a scumpit. Adică era 14 lei ceva și acum am văzut că e chiar 14 lei ceva. Am înțeles. Și spuneți-mi, vă rog frumos, cam cu cât cele care s-au scumpit? Cam cu cât s-au scumpit? Păi, în medie, cam în jur de 14-15%. Cred că toate s-au scumpit, câte puțin. Așa, cam cât, așa, un procent, puteți să estimați? Nu știu, cred că 30%. E o întrebare inutilă că s-au scumpit toate. Nu că ce produse. Toate. Și cu cât? Și cu cât? Până la 60%, 60% vine gazul. Dar și mâncarea și mâncare cam mai puțin, la 2, 30, 40. Totul, și pâine, și lapte, și brânzeturi. Și cam cu cât așa un procent? 20% cred. Tot. Pâinea, tot. Ce uleiul, zahărul, tot. Toate produsele de bază. Sau... Și puteți să estimați așa un procent, cam cu cât? Cred că dacă era undeva acum câteva luni 6 lei, să zicem. Kilogramul de ulei, dacă era 6 lei și acum e 9 lei? Aoleu, toate! Și cam cu cât la sută? Păi nu știu să vă spun cam cu cât. Păi că aproape, cred că... Parcă 20%. Toate s-au scumpit. Și cam cu cât? Păi eu țin socoteala din 2019, uleiul din luna martie s-a dublat. Da? Spuneți-mi, ați renunțat la nume articole din cauza scumpirii? La ulei. Soția mea face cumpărături. Dar așa, dintre produse, ce s-a scumpit cel mai mult? Benzina. Întreținerile, totodată și alimentele. Nici nu mai trebuie altceva să mai scumpească. Și la alimente ce anume? Pâine, carne, ouă, tot ce este necesar. Credeți că o să vă descurcați? Eu da, alții nu. Dacă aș spune enorm, sper că nu exagerez. Ce vi se pare că s-a scumpit cel mai mult? Alimentele, combustibilii, curentul, gazul. Deci, pentru tot ce ne învârtim în jurul vieții noastre, totul este scumpit față de nivelul de venituri care îl avem, fie că e salariu, fie că este pensie. Și la alimente, ce anume? Alimente, uleiul, zahărul, untul, mezeluri, carne, tot ce este necesar pentru o viață omenească. Cu prețurile, ei porce rău, la pensia 900 vax. Ce face ăla care are 500 de lei? Ce face? E porce rău. Nu știu ăștia ce fac sus acolo. Ce s-a scumpit cel mai mult? Cum? Ce s-a scumpit cel mai mult? Cât? Da, ce produse s-au scumpit cel mai mult? Ce anume? Păi alimentele. Alimentele astea, baza. Păpucii nu cumpere în fiecare zi. Pâine o cumpere. Pâine, carne, ce mai trebuie? Trebuie. Asta e treaba. Nu doare pe ei capul de noi, n-am vis fică. Nu. Că dacă ar dure, altfel ar fi. Da-mi sola, ce face acum? Fac. Asta e. Păi cam toate. Și zahăr, și ulei, și cartofi, și pâine. Tot și cam carne. Cu cât? Cam cu cât la sută, așa? Păi 30-40. Ce luai înainte cu, să zic, cu 50 de lei, acum iei cu 200 și ceva, 300. Deci, dacă te duci să faci un coș de cumpărături, efectiv, te lasă el în buzunar. Asta este adevărul. Și în această situație ați renunțat la unele produse? E logic că am renunțat. În situația în care eu am și soțul bolnav, cu un regim, are 4 operații pe cor deschis, mai are la ce produse ați renunțat? La mai multe produse. Acum... Și la mâncare, mai așa, puțin, da, și da, păi ce, și la carne, da. Și la ouă, și la cartofi, mai puțin, că asta este. La detergenți, iarăși, punem mai puțin la spălat. Ce să vă spun, asta este adevărul și purul adevăr. Da, întreba cineva, neamțul,
ce face, care neamț. Dar, apropo, ați văzut că majoritatea spune între 20 și 30% că s-au dus prețurile astea și, sigur, peste și salariile n-au crescut n-am văzut cu 20 sau 30%. Cauza e identificată. Sunt scumpirile din energie. Pe lângă aceste scumpiri, a venit o lege cu niște norme total ineficiente pentru o durată destul de lungă. Noiembrie, decembrie, ianuarie. Acestea sunt efectele. De aceea v-am spus că am stat de vorbă cu domnul ministru al finanțelor să vedem cu reducerea accizei la carburant, pentru că iarăși un factor care duce o scumpire în lanț, știm cu toții, sunt prețurile la carburant. Repet, avem pentru februarie și martie luată o decizie. Mai mult ca sigur, și din aprilie, o să ne limităm tot în 0,85 un leu diferența la energie, la gaze se va corecta mult mai repede, a trecut și perioada de iarnă, dar, repet, trebuie luată o decizie pe un termen, fiindcă aceste scumpiri, e normal că și producătorii s-au speriat, și distribuitorii, și retailerii, fiindcă nu știau, nu era ceva predictibil. Și mă bucur că n-am venit, nu s-au grăbit, cei de la guvern să vină cu ceva, să vină cu ceva foarte bine calculat, predictibil pe o perioadă de minimum un an de zile. Eu îmi doresc să vină cu o soluție până în anul 2025. Bun, deci vă doriți practic o soluție pe termen mai lung, în așa fel încât să fie predictibilitatea. Suntem membri ai Uniunii Europene și normal să purtăm dialoguri și cu Comisia Europeană, să vedem unde ne încadrăm, să nu cumva să intrăm într-o zonă de infringement. Știți că foarte mulți au speculat că a fost un interes să crească așa prețurile în România, pentru că au fost țări în care n-au crescut prețurile în halul ăsta, mă refer la energie, și că precis cineva a jucat pe piață cumva și vor să știe cine sunt aceia, dacă chiar sunt și există. Adică ar dori să știe foarte mult aceste lucruri. Sunt ferm convins că, pentru că altfel instituțiile se poate întâmpla statului, avem antifraudă, avem ANAF, vor ști aceste lucruri, fiindcă sunt puțini jucători. Eu n-am înțeles până acum, n-am știut, fiindcă nu era domeniul meu, cum este acest să cumpere energia fără să dau niciun ban pe ea, să dau bani în momentul în care îmi dați energia, nici măcar să nu vă las un avans. Sau, că, domnule, s-a vândut energia pe anul în curs. Zic că ok, înseamnă că la hidroelectrica avem acolo vreo 10 miliarde de euro, rezolvăm toate problemele din România. Și nu era că stați, domnule, că nu sunt banii, că banii se încasează. Fizic și contracte între producători și companiile mari, consumatorii. Unde sta alea, da? Consumatorul final există bilateral. Stați că nu a fost reglementat. Nu. Da. Bun, dar având în vedere că foarte mulți se plângeau că au crescut prețurile 20-30% la alimentele astea, o să crească și pensiile și salariile anul ăsta? O să vedeți că va fi o curbă. Știți foarte bine, când am intrat la guvernare, am insistat foarte mult ca pe luna ianuarie, în afară de acea creștere la pensii de 10%, să fie și un ajutor one-off pentru cei cu veniturile cele mai mici din România, și în speță au fost pensionarii, persoanele cu dizabilități, alocațiile la copii, mai ales la vârstele de la o zi la 2 ani, vârsta unde e consumul cel mai mare al familiei cu creșterea unui copil. Mă bucur că am luat acele măsuri. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi luat acel pachet social, nu l-am fi negociat când am intrat la guvernare? Și vă mai reamintesc din relele PSD-ului, ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi mărit atunci salariile la medici? A, bun, cum ar fi arătat România fără medici în toată perioada de pandemie? Bun, da, știți ce? Am o nedumerire legată tot de care ar fi acum, în momentul ăsta când discutăm, cel mai sensibil punct în coaliție pe care încă n-ați picat de acord. Care ar fi? Nu avem un lucru major. Cred că eu consider că e un moment în care cu toții trebuie să punem umărul, să aducem toți specialiștii, toate soluțiile, să, ați văzut că nu le-am mai comentat la televizor, să le discutăm cu grupul de lucru făcut în
în interiorul guvernului, unde au venit și cei de la ANRE și cei de la ministere, și să luăm cele mai bune. Asta așteaptă românii de la noi. Restul nu pot să rămân. Adică dacă ei au acceptat să fie mințiți că nu mai pot fi mărite pensiile și rămânem într-o anvelopă de 9,4 fără un fundament clar. Asta decât tot spunând, în PNRR. Decât spunând că domne, sunt anvelopa acum pensiile reprezintă 8%. În schimb a venit primul jalon de îndeplinit de către ministrul, că acolo s-a speriat ministrul. Și au zis cei de la comisie, stai, ce faci, ne păcăliți? În aceeași anvelopă trebuie să intre și pensiile ocupaționale, și militarii, și toată lumea. Și automat s-a dus la 9%. Okay. Adică ce facem? Condamnăm un popor pe o negociere? Pe o negociere de făcută asta, pe picior vă și strâmbă? Vă spuneam că, și v-am spus în cursul emisiunii, că oamenii vor să știe cu nume și prenume